În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 17, este scris, sunt cuvintele Apostolului Pavel, Amparatului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Știți după ce cuvinte a rostit aceste cuvinte de slavă pentru Domnul? După ce a relatat pe scurt despre chemarea și harul pe care l-a avut din partea Domnului. Tinerilor, știți ce cuvinte urmează după aceste cuvinte de slavă? Cuvinte adresate copilului său preiubit Timotei. Aș vrea să privim la Apostolul Pavel, cel care a devenit Apostolul Neamurilor, cel care ne-a spus să călcăm pe urmele lui, că el a călcat pe urmele Domnului Iisus, începând cu momentul în care s-a întâlnit cu Domnul și privind la perspectiva eternă. Să numim acest cuvânt de la chemare la premiu ceresc. Sunt cuvintele lui scrise în Filipeni, capitolul 3, citesc de la versetul 12, nu că am și câștigat premiul, deși era spre sfârșitul vieții, era în închisoare, sau că am ajuns de sfârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, perspectiva. Alerg spre țintă, rețineți, pentru premiu chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Aici în biserică avem câțiva tineri care recent au fost botezați de Domnul. Sunt și alții care au fost botezați la date anterioare, ne asociem și noi care am fost botezați prin Harul Domnului cu ani sau ani în urmă. Unii sunt proaspăt chemați, alții sunt în alergare, au fost chemați mai demult, dar cât suntem în adunare încă n-am ajuns niciunul la premiu. Cum și Pavel încă scria, sunt tot pe drum. Aș vrea să ne oprim mai întâi la momentul chemării. Eu l-am numit pentru Pavel, asta din cuvintele lui, vremea când s-a schimbat eu cu el. Înainte de a se întâlni cu Domnul, înainte de a-L cunoaște, să rămânem aici în Filipeni și să ascultăm de la versetul 4. Observați cum Pavel povestește că înainte de a-L cunoaște pe el, era foarte evident eu, măcar că eu. Și nu-i vorba numai de folosirea pronumelui la persoana întâi, e vorba de contextul de aici. Eu aș avea pricină de încredere, chiar în lucrurile pământești. Știți ce pricină avea, da? Era mai capabil decât alții, mai avansat, avea cetățenie romană, avea niște puncte de sprijin. Mai departe, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, deci era superior multora. Trecem acum în domeniul religios, evreiesc, versetul 5, eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu. Și dacă e vorba de zel, care la evrei era foarte evident, continuăm cu versetul 6, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, deci era un naționalist fervent, în mod deosebit atașat religios, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Noi știm că avem aici copii, adolescenți, tineri, capabili, cu premii, olimpici, instrumentiști, iar unii se pot lăuda ca și Pavel, cum mi-amintesc că odată au scris la cateheză o tânără, dar nu mai știu care, nu asta e important, eu am fost fată cu minte dintotdeauna, am cântat, am slujit, soră cu Pavel. Numai că momentul în care Saul, după numele ce îl purta încă atunci, când s-a întâlnit cu Domnul,
și a dat seama că tot ceea ce se poate agăța de eu, oricât ar putea cuprinde sacul și noi l-am putea duce în spate. Când te întâlnești cu el, nu mai te pasionează trăistuța ta cu valorile proprii, ci te pasionează premiul care ți-l promite el. Citim mai departe aici în Filipeni 3, de la versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, avantaje, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul. Deci schimbarea lui eu cu el. Prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, că nu dă Domnul Duhul Sfânt pe baza poeziilor și versetelor care le-a spus voi la grupa de copii, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și acum atenție, versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Versetul 12. Căutând să-L apuc, întrucât am fost, și aici îmi place cum sună, eu apucat de Hristos. Știți cum l-a apucat pe Pavel, da? Când l-a apucat, a căzut jos. Și ca la o primă întâlnire, când doi nu se cunosc, a zis, cine ești, Doamne? Și Domnul i-a spus, uite, facem cunoștință. Pe mine mă cheamă Iisus. Tineri dragi, sau alții care încă nu l-ați întâlnit, nu l-ați cunoscut pe Domnul, trebuie să fie în viața fiecare dintre voi un asemenea moment în care tu să te prăbușești, chiar dacă nu fizic, și să renunți. Că eul poate să fie fie fariseic, că ai fost băiat și fată cu minte, slavă Domnului, nu trebuie să te lupți mult după aceea. Dar tot trebuie să te prăbușești. Alții sunt tot cu eu, numai că sunt cu un eu al plăcerilor, al distracțiilor. Mai sunt și din ăștia. Că nu puteai să străpunzi în carapacea lui eu. Îmi vine în minte situații când, de exemplu, am vorbit cu un băiat sau cu o fată, chiar din adunare de aici. Auzi, încearcă, ascultă. Eu nu. Renunță la asta. La sport, băieții, sau știu eu, la altele activități care le plac. Fetele, poate ele țin mai mult la haine, la cosmetizare. Cum spunea tânăra aia de la Cluj când a avut mărturisirea, că i-a spus Duhul Sfânt, trebuie să renunți la cosmetizările acestea. Cum? Eu sunt între oameni, fără asta. N-a stat 3 zile, m-a zis că și ea a întrebat de 3 ori. Asta e momentul în care trebuie să-l dobor pe eu și să-l înalț pe el. Asta numai când ajungi să-l cunoști. Îmi povestea unul din frații Mitric de la Bivolărie, acum este în vârstă. Era tânăr și erau 4 sau 5 băietani, cum spun dumnealor. Sunt niște oameni înalți, binefăcuți. Și părinții au început să meargă la adunare. Și într-o zi era sărbătoarea învierii. Așa a dat bunul Dumnezeu, de noaptea nu s-a trezit niciunul, că au vrut să meargă la distracție. Când s-au trezit, era 8 și ceva, se dusese episoadele. Părinții s-au pregătit să meargă la adunare și ei, băieții, au zis, mergem și noi să facem puțină supărare celor de acolo, ce tot vor să pocăiască pe tata și pe mama, să se râdă alții de noi în sat că aveți părinți pocăiți. Era prin 1950, nu erau mulți pocăiți ca acum. S-au dus, s-au pus toți pe o bancă și au zis să vină numai cineva la noi. Dar nu știu cum se face că a venit un om blând așa și i-a potrivit încât n-a mai rămas 2 pe o bancă, povestea fratele. Dar zice, asta n-a fost tot. Când a început ora de rugăciune și a început să curgă harul, ne uitam să ne reperăm pe unde suntem și culmea care a toți plângeam. Păi ce cu noi, mă, bărbați în toată firea, ce plângi, mă? Cumva voiau să-i încurajeze unul pe altul. Abține-te! Dar de unde? Când se întâlnește eu cu el, eu se răstoarnă. Cade. Cine ești, Doamne?
În zilele acelea, Dumnezeu i-a chemat la mântuire pe toți. Și ce se vedeți că poate vă pică bine la stăruință, ce vă spun. S-a organizat în scurt timp rugăciune de stăruință. Și Domnul i-a spus lui, tu vei fi botezat primul. Nu mai rețin exact cum, dar el a înțeles asta. Dar eu încă nu era răsturnat de tot. Și el a zis, nu eu, întâi frate meu să văd cum îi. Și a zis, frate, vorba asta cu eu m-a costat 5 ani de stăruință. Frate meu a primit, să văd, eu. Și a umblat fratele și s-a postit. Și când a venit vremea să capituleze totalmente eu, s-a dus mai întâi pe la rugăciune și de acolo urmea să meargă la serviciu. Și a venit harul, s-a întins rugăciune, în același timp și raționa, cum știți, scrie să ne rugăm cu Duhul, cu mintea, și vorbește Domnul prin sora din casă unde făcea rugăciune. Nu te teme că întârzi, că acum e ziua în care Domnul vrea să se îndure de tine. Și în momentele acelea l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Îmi povestea fratele, s-a dus la serviciu, dar problema era că nu știa vorbi românește. A venit o undă puternică peste el. Trebuia să preia tura, lucra la CFR. El vorbea numai în alte limbi. Abia a apucat să plece ceilalți, a rămas, s-a rugat. Pe a doua zi dimineață putea vorbi românește. Acum a predat în condiții normale tura următoare. S-a dus acasă și se întreba, dar ce mă fac după masă? Că ăștia o să mă întrebă ce-o fost ieri cu tine. Nu se putea nimeni înțelege cu tine. Și așa de liniștit Domnul și i-a zis, eu vă redau exact cuvintele lui, un om de încredere, prezbiter, nu știu dacă mai este în viață, i-a zis Domnul în timp ce se ruga acasă, tu n-ai văzut că nimeni nu s-a mirat? Tu ai vorbit în alte limbi și i-au înțeles românește. Eu v-am redat exact cuvintele din mărturisirea fratelui. Ideea de bază este că atunci când, repet, ajungem să îl întrebăm cine ești Doamne și El ne ia pe noi, dar tu cine ești și unde mergi? Apoi ne înțarcă Dumnezeu drumurile, nu mă umble pe la biliard, gata, nu mai merg la Damasc, îți dai cu bile. Bonus după altul. Se întâmplă ceva, e momentul în care îl cunoști, ai chemare și știi. Vă amintiți unde scrie în Biblie Pavel, eu știu în cine am crezut. Și a fost anchetat pentru asta, cine știe ce vă rezervă viitor? E foarte moment, important momentul ăsta de debut, când m-a chemat, când l-am întâlnit. Și povestea el în fața nu oricui, a împăratului Agripa, a dregătorului roman, vă citesc din Fapte, capitolul 26, versetul 13. Pe la amiază, atunci a fost momentul întâlnirii, o lumină din cer a cărei strălucire întrecea pe a soarelui și o voce care zicea în evreiește, Saule, Saule, versetul 15, cine ești Doamne? Și a făcut cunoștință, cum vă ziceam, eu sunt Iisus, tu până acum m-ai prigonit. Și se justifică el, vă citesc versetul 19, de aceea împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Pentru că era conștient că a avut parte de o chemare cerească, mărit să fie Domnul. În drept dovada acestei chemări cerești, în ziua aceea, sau mai exact în vremea aceea, după cele trei zile, scrie în Fapte capitolul 9, că i-a zis Anania când a venit, versetul 17, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt, mărire Domnului. Deci, în mod normal, o chemare cerească trebuie să se adeverească printr-un mesaj supranatural, cum în cazul acesta a fost primirea și chiar umplerea cu Duhul Sfânt. Mi-au povestit recent niște frați despre o soră, ca să-i cuprindem și pe cei mai în vârstă, am vizitat-o cândva, a stat vreo 20 de ani la pat, se m-a ridicat doar înșezut. A fost o familie greu încercată, bărbatul avea o mână care fusese frântă așa, balansa și el muncea prin casă și sora asta citea multă Biblie. Și
Și citind, citind, uneori s-a mai lăsat pe spate, așa că durea, știu eu, oasele de la șezutul acesta. Și când s-a uitat, scria pe tavan. Și primul gând a fost, dar cum scrie pe tavan cum scrie în Biblie? Dar când s-a apucat să citească, n-a citit ce scrie în Biblie. A început să vorbească în alte limbi. S-a uitat în Biblie, iar pe tavan, și povestea frații de acolo ce așa au botezat Domnul pe sora Catrina de la Voitinel. A fost scris pe tavan cum să vorbească. E ceva supranatural când te întâlnești și momentul acela rămâne înscris, nu doar în jurnalul nostru, în veșnicia lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Asemenea momente pot să fie ocazionate de cercetări speciale, de momente de șoc sau poate și numai cu ocazia unei slujbe în adunare. Nu toți ceilalți apostoli au fost șocați în felul acesta. Și Petru a ajuns să spună la un moment dat, Doamne, când a văzut pescuirea minunată, când a zis, nu șanse să pescuiești aici. Pe mare aceea se pescuiește noaptea. Ziua, apa e prea transparentă. Și Domnul îi spune acum să arunce mreaja. Și când a văzut minunea, ce a spus? Luca 5, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. De atunci a știut cine e Domnul, dar pot să fie și chemări dulci, line. Cum a fost chemat Filip, Natanael, o descoperire doar. Au fost frați și surori care au spus, când m-am dus la adunare, îmi povestea un frate din Pitești. Soția credincioasă cu câțiva ani înainte, cât l-a rugat să vină, n-a vrut. Și într-o zi de joi îi spune, vin cu tine la adunare. Ea s-a gândit, dar nu acum e momentul, nu e o slujbă specială, sunt numai câțiva. Știți că zonele acelea sunt mai sărace în credincioși, dar cum să-i spui să nu vină după ce l-a rugat ani de zile să vină? S-a dus, când se întorceau spre casă, ea, sfioasă în mașină, se temea că zice, nu mai vin niciodată, ce cu bătrânii ăștia, vrei să mă duci pe mine, era inspector. Și zice, auzi, dragă, mă pocăiesc. Mă, da, asta e mai întrebarea, dar cum? Zice, am avut trei întrebări. Pentru mine au fost niște nebuloase. Și bătrânul ăla ce a zis voi să dea îndemn, ăla mi-a răspuns la ele pe rând, respectând ordinea cronologică din mintea mea. E ceva. Da? E un Dumnezeu care când îl întâlnești, știi că l-ai întâlnit. Te întreabă cine ești, și tu ajungi să-L cunoști pe El, binecuvântat să-I fie numele în veci. Așadar, Domnul să rânduie oamenii, că îl cheamă Petru, ca Anania, că știu eu, Domnul poate să folosească și pe surori și pe copii, pe cine vrea El. Dacă vrea Dumnezeu să cheme în ajutor și fenomene supranaturale, soarele, luna, tot îi stau la îndemână, se poate folosi de cine și de ce vrea. Îl rugăm pe cei ce nu s-au întâlnit să le programeze Domnul o întâlnire. Că la amiază, că dimineața, seara, Dumnezeu nostru nu doarme. Și poate programa întâlnire la orice oră. După ce s-a întâlnit Saul cu Domnul, lucrurile s-au schimbat odată și pentru totdeauna. Și ce-mi place, și aș vrea să amintesc, hai trei aspecte care să ne verificăm toți ceilalți care ne-am întâlnit cu Domnul, să vedem dacă am știut să valorificăm momentul chemării, să vedem dacă mai alergăm și să ne evaluăm șansele de premiu. Ce s-a întâmplat în viața lui Saul după ce s-a întâlnit cu Domnul? Nu oricând s-a schimbat numele după prima misiune. Spune Scriptura despre el, vă citesc din Galateni capitolul 1, că nu se poate ca să se întâlnească cineva cu Domnul și să nu se afle. Galateni 1, versetul 23. Bisericile lui Hristos, care erau în Iudeea, auzeau doar spunându-se, cel ce prigonea altădată, acum provodește credința pe care o tăia să o nimicească odinioară și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. În viața lui a avut loc o schimbare radicală. Până atunci, știți cum era? Citesc din Fapte, capitolul 20 și 6, versetul 11. Să vedeți ce durerea
I-am pedepsit adesea în toate sinagogile, îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună, împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine. Sau își povestește el viața de dinainte într-un verset din 1 Timotei, capitolul 1, și așa pot să povestească și alții ce au fost versetul 13, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar după ce s-a întâlnit cu Domnul, a mai avut stările astea? Nu. Sunt surori, de exemplu, care înainte a se pocăi, au fost mari cucoane, nu neapărat doamne, cucoane. După ce s-au pocăit, te uiți la ele, nu e vorba numai de îmbrăcăminte, e vorba de felul în care, aerile care și le dă sau acum nu și le mai dă. Tineri, băieți, fete, așa, unii foarte cordoși, din ăștia vitezomani sau musculoși, după aceea așa se temperează. Cum spune în Galateni 5? Și faptele firii pământești sunt cunoscute, că se știe ce ai făcut înainte. Și roada Duhului dimpotrivă este, adică ai alte manifestări. Și dacă nu s-au schimbat, e normal sau nu e normal? Vedeți? Asta se așteaptă la voi care ați fost botezați cu Duhul Sfânt. Și este ceva frumos și la toate aceste trei aspecte avem un cuvânt comun. Vă citesc Efeseni, capitolul 4, legat de chemare, versetul 1. Vă sfătuiesc, tot Pavel scrie, eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip, și ăsta e cuvântul, vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Fii vrednic! Îl văd acolo în spate pe fratele Șoane, că a dat Domnul Duhul Sfânt la 70 de ani și mi-amintesc cum spunea, auzi, mi-a dat Dumnezeu din Duhul Lui, auzi ce chemare! Da? Sper că mi-îngăduie să fac o mică mărturisire din ce mi-a povestit, că s-a dus la ceva rudene de dumnealui de Cluj, un ofițer de rang superior, s-a dus cu doi nepoți să cânte și în urmă i-a zis, ce zici, cumnate sau ce erau, nu știu, îți place, ai înțeles ceva? Și zice, da, știu să cânte frumos. Băi, nu de asta ți-am adus, băi, că aveți voi la Cluj să cânte mai frumos. N-ai înțeles cuvintele. N-am băgat seama. Dacă nu-i chemare. Și spunea fratele că le-a întrebat pe acel ofițier de rang superior, și când mor, ce să facem cu gradele câte le-ai avut, stele și le-ai purtat, le dăm în groapă după tine sau le lăsăm la soția ta? A zis, și după aia nu mai au valoare. Că oamenii care n-au chemare cerească își pierd tot ce au. Dar noi avem numai să fim vrednici de ea. Și asta înseamnă, scrie în versetul 2, cu toată smerenia, gata cu eu, că ai fost, ce ai fost? Păcătos, notoriu. Ce ai fost? A, am fost cineva, am fost fată cu minte. Dacă nu te-a ajutat Domnul, nici măcar un băiat cu minte nu te găsea. Cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, căutați să păstrați unirea păcii prin legătura Duhului, unirea Duhului prin legătura păcii. Doamne, ajută-ne, amin. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim vrednici. Și mai este cuvântul ăsta întâlnit în Apocalipsa, capitolul 3, vrednici nu prin noi, vrednici cu vrednicia Lui, evident, dar a ne păstra vrednicia. Apocalipsa 3, versetul 4. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele, nu hainele lor, hainele primite. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Să vă dea Dumnezeu harul, dragi copii și nouă ca părinți, să ne păstrăm cu vrednicie chemarea care am primit-o de la Domnul. Ca să ajungem la premiu. Îmi plac ce expresiile din Filipeni, zice Pavel, el m-a apucat, eu încă nu l-am apucat. Deci când ne-a întâlnit Domnul, ne-a apucat el. Și acum suntem în mâna lui și ne prelucrează, numai să nu sărim de pe strungul la care ne-a așezat. Să vedeți cum va fi în final când o să-l apucăm și noi. Acum numai am ajuns să-l cunoaștem,
Dar vine vremea când primim premiul și vom fi ca El și cu El, Doamne, ajută-ne! O a doua expresie de aceeași calitate, vrednicie, scrie în Fapte, capitolul 9, că după ce s-a întâlnit Saul cu Domnul Iisus, versetul 20, și îndată a început să propovăduiască în sinagogă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți. Nu este El acela. Totuși Saul se întărea și făcea de rușine pe alții. Adică de îndată ce te-ai întâlnit cu Domnul, mărturisește. Nu poți să tari, nu neapărat că devii predicator, dar trebuie să spui. Povestește asta. Cine poate să păstreze sub tăcere întâlnirea cu Domnul, eu mă îndoiesc de întâlnirea lui cu Domnul. Când te-a întâlnit Domnul, vă citesc din 1 Timotei 1, te face vrednic să spui asta, să depui mărturie. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Ce ziceți, dumneavoastră, surorilor, după ce au văzut femeile pe Domnul Iisus înviat, puteau să tacă? Numai soldații au putut să tacă, pe bani. Dar cu ei nu a stat Domnul Iisus de vorbă. Ei nu m-au văzut așa pe lângă ei, cum au înviat și s-au dus. Unde-i? Prinde-l. Dar fiindcă ele s-au întâlnit cu Domnul, n-au avut cum să tac. Și ele care a fost botezat cu Duhul Sfânt, a spus la colegi? Sau numai v-a scăpat și ați vorbit în alte limbi în pauză și v-au întrebat ei după aceea, ce-i cu tine? Ce limbă e asta? Că la noi nu se studiază în școală. Spuneți că mai aveți o școală. Și aici învățăm cum să ne purtăm, să fim plăcuți Domnului, să fim vrednici. Amin? Vedeți, uneori se spune și pe undeva este o învinuire pe drept adusă bisericii noastre. Că suntem slabi din punct de vedere evanghelistic. Raportat la nevoia globală. Ne bucurăm că totuși sunt aici frasurori care ajută misionari, acel frate din Bangladesh și a fost în Namibia înainte, a mai primit ceva bani, m-a sunat de la Societatea Pentecostală de Misiune Externă la sfârșitul anului să mulțumească cineva din biserică, face donații pentru ei acolo. S-a mai mers într-o parte sau alta, dar cred că potențialul nostru e mai mare să ne învrednicească Domnul să fim mai buni mărturisitori. Că la vecini, că la distanță, asta este un har să te învrednicească Dumnezeu să-i porți numele. Să poți să-L vestești, Doamne, ajută-ne! Să fii vrednic de o asemenea slujbă. Și spunea Pavel, rețineți, știți unde scrie asta? Zice, vai de mine dacă nu propovăduiesc Evanghelia. Mi-a spus un prieten, un frate din Austria, Dumnezeu l-a chemat la slujba de proroc. Dar necazurile prin care a trecut l-au făcut să tacă așa perioade mai lungi. Și într-o noapte a visat, că s-a prezentat un bătrân în haine albe la el și a zis, auzi? Și i-a spus ce număr de mesaje trebuia să fie transmis și n-a fost transmis. Și s-a spus printre altele, visul a fost mai lung. Când te vei întâlni cu Domnul, nu te va întreba ce ai făcut. Că altfel fratele ăsta a făcut o dărnicie, o mare filantrop. A terminat câteva busuri cu remorș pe două osii, ducând ajutoare în țară. O să te va întreba ce ai făcut cu ce ți-o dat. Și Pavel a primit chemarea pentru rai, dar și chemarea să meargă să propovăduiască și atâtea au pățit, să numai să nu ne povestească. Și eu zis, dar mai mergi? Ai fost bătut, te așteaptă, alții merg cu vaporul, tu mergi pe jos. Eu zis, vai de mine dacă nu mă duc, am fost învrednicit să o fac. S-au dus niște reporteri englezi undeva în Calcuta la Maica Tereza până sluja acolo. Și a zis, vrem un interviu. N-am timp de interviu, umblați după mine pe aici că am treabă și ce mă întrebați vă răspund. Și umblând după ea, toți s-au umplut de noroi și s-au temut că iau bolile de la indien, de acolo era printre necăjiți, prin cartierele săraci. Și spune, dar n-aș sta aici nici pentru un milion de pounds. Și a zice că nici eu n-aș sta pentru un milion, dar trag nădejde să primesc mai mult. Adică e o slujbă la care ne-a chemat Domnul. Și suntem responsabili și în ziua aceea când se dă premiu,
să ții cont de asta. Nu poți să mergi misionar, dar pentru misionarea aceea poți să te rogi? Da? Țin minte că am citit relatarea unor misionari care au fost urmăriți de bandiți, li s-a stricat mașina undeva în mijlocul pădurii și în jur imediat s-a aflat, sunt străini, au ceva. S-au rugat și-au încredințat sufletele credinciosului ziditor. Și pe dimineața nu s-au atins nimeni de ei. Și apoi s-au auzit și li s-a zis, măi, dar misionarii umblă cu soldați de pază. Puteau și să fie atacați, Dumnezeu știe. Dar toate aceste eforturi, dacă Dumnezeu ne-a învrednicit, ne vor fi răsplătite într-o zi. Amin. Și un ultim aspect din alergarea asta, asupra căruia Saul a fost informat încă de la început. Fapte, capitolul 9. A fost trimis Anania la el după ce a primit amănunte. Scrie în versetul 15, du-te căci este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Dragii mei, după întâlnirea cu Domnul Iisus, te faci părtaș, ascultă la ce? Filipeni 3, și bine să știi asta din capul locului. Filipeni 3, versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dacă asta n-ar fi, poate că am avea mai mulți colegi de echipă, dar n-am mai fi frați cu Domnul și cu Pavel. Părtășia suferințelor Lui. Suferințe în familii, probleme, cum vă spuneam, știți, Pavel la un moment dat zice, hai, lăsați-mă să vorbesc ca un nebun. Cu alte cuvinte, nu se văita toată ziua. Dar a fost o situație în care alții spuneau că-s mai grozav. Și dacă-s mai grozav, să iasă în față cu suferința. Și dacă de asta n-au stacă din gură. A fost un moment de criză în care a fost devoit să spună, iată cum îmi dovedesc eu prietenia și părtășia mea cu Domnul. Prin durerile care am îndurat, cum avem noi o cântare, că mulți au stat cu el la masă, dar prea puțini au stat la juc. Și atunci în ziua aceea te va cunoaște nu după versuri, ci după rănile care le porți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să le purtăm cu demnitate. Stat în închisoare, da, îmi povestea fratele Ioan Horobeț, l-am auzit cu gura, cu urechile mele, cu gura lui, cum a spus, când a fost arestat, și a fost bătut, i-au căzut toți dinții din gură. A zis, nu mă duru pe moment, parcă mă anestiază Domnul, dar n-au mai crescut dinții, au rămas așa. Și nu s-a dus nimeni să-i facă proteză. S-a dus în lagăr. Și se ruga acolo, era un proroc, un om al Dumnezeu, Doamne, pentru Petru ai avut un înger să scoată afară, îngerul ăla nu știe de mine. Și timp ce mă rugam, am văzut venind spre mine un înger. Și într-o primă speranță am crezut că mă eliberează. Și din lateral s-a întins o mână și a zis, încă nu, acum. Și a stat 8 ani. Mi-amintesc când ne-a povestit că i-a dat, asta mi-a spus fratele Michi din Maramureș, ucraineanul. A zis, am o Biblie în ucrainean de la fratele Horobes și mi-a zis, Michi, știi cu ce condiție ți-o dau? Să citești din ea numai stând în picioare sau pe genunchi. Că Biblia asta m-a însoțit în Siberia 8 ani. Apoi noi am răbdat numai fric câteva zile și ni s-a părut că, cum am zis eu către cineva zile astea, zic eu rămân pe părerea de iarna trecută, că frigul îi blăstăm. Dar ce frig au răbdat ei acolo? Suferințe. Și ascultați-mă ce vă citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 1. Aici e vorba de venirea Domnului. 1 cu 5. Hai și 4. De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericii lui Dumnezeu pentru statornicie și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici, iar apare cuvântul vrednic, de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. De n-ar mai fi și-ul ăsta. Pentru care și suferiți. Dumnezeu să ne învrednicească. Am citit că are misiune undeva la Copenhaga,
era un orologiu, este un ceas foarte imens, cu pendule multe, cu roți dințate, mecanisme, ceva de artă. Nu știu dacă acolo sau cu un altul s-a întâmplat asta, să nu greșesc. Și cineva din administrare de acolo a zis, mă, e vechi, dacă mai lăsăm atâtea greutăți pe el, într-o zi pică jos. Și s-o da să mai împuținează din greutăți. Dar din clipa aceea ceasul nu a mai mers. Vă dați seama că le-au pus acolo ca să respecte totul, să fie așa ca Big Bang-ul de la Londra, nu? Și nu, ce se întâmplă? Nu mai merge ceasul bine. Puneți greutățile înapoi, că atunci bate exact. Oare avem și noi nevoie de greutăți din astea? Să pui greutăți pe fetuțele astea mici? Nu, că întâi crezi numai pe când se mărit, atunci să vezi cum... Țin minte că am fost la Viena la o binecuvântare și era o mămică, 11 copii la 28 de ani. Și lângă ea una cu primul copil la binecuvântare și când stea lângă cealaltă am zis, nu ți-e frică? Deci poate să urmeze, nu ți-e frică? Nu urmează la toate. Dar sunt suferințe, ce să mai spunem, cine știe ce vine? Uitați-vă ce e în Norvegia, ți-a copii. Dumnezeu să ne învrednicească. Încheiem reafirmând că întâlnirea cu Domnul este o chemare cerească. Urmează un drum pe parcursul căruia trebuie să dovedim dacă știm cine ne-a chemat, unde ne ducem, pe parcursul căruia trebuie să depunem mărturie cu vorba, cu fapta, pe parcursul căruia trebuie să și suferim. Și toate astea ne învrednicesc prin har și prin coparticiparea noastră la acest har care ne-a fost descoperit. Și închei cu ceea ce spune Pavel în Filipeni, capitolul 3. Alerg spre țintă, versetul 14, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. În urmă cu câțiva ani am citit o carte despre martiri, pare mi se că îi spune 70 de oameni ai credinței, și am citit, eram singur în cameră, și la un moment dat m-am auzit pe mine rostind următoarele cuvinte, Doamne, toți martiri, când ai să înviezi pe aceștia, aș vrea să fiu și eu de față. Ați vrea și dumneavoastră? Atunci când o să fie Domnul, apostolii care au fost martiri până la ultimul, atâția și atâția care au mărturisit, care au suferit, care s-au învrednicit, când se vor da premiile, când vine să zică și de nu ne dă premii, numai să fim de față când ne dă la ceilalți. Să vezi cum Dumnezeu îi răsplătește. Și apoi atunci se împlinească, cum le spun eu la fanfariști pe la mormântări, zic, măi băieți, tot cu voi am mormântat, dar la înviere cântați? Atunci a fi cântarea frumoasă, de orchestră, de cor, cântarea de la premiu. Da, să ne ajute bunul Dumnezeu, să ne ținem de școală, că învățător avem bun, drumul e bun și Dumnezeu pe toți ne va premia. Cum se spunea nu numai pe mine care stau la amvon, pe alții care se roagă. M-am dus anul trecut într-o biserică undeva în județul Mureș și nici n-am știut că există satul acela. Când m-au chemat, zice, frate, satul Sfântul Gheorghe, dar nu la Sfântul Gheorghe Covasna, aici este un sat Sfântul Gheorghe, bun, las că-l găsesc. Și când se termină slujba, două surori în vârstă vin la mine și spune, noi te cunoaștem pe voce, să ascultăm predicile și în fiecare zi ne rugăm. Auzi? Păi eu știu... În câte zile o delegat Domnul vreun înger să mă însoțească, să n-am accident, că surorile alea l-au rugat pe Dumnezeu, două, să se îndure Domnul și ne va plăti la toți. Numele Domnului să fie binecuvântat, slăvit să fie Domnul în veci. Amin.